Iubiți ascultători, piesa care urmează s-ar dori să fie un pamflet, ar dori să fie un strigăt de durere vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în țara vecină și soră, Iugoslavia. Un strigăt către toți mai mari lumii pentru a opri atrocitățile la care sunt supuși frații noștri sârbi. A fost odată o țară de bogății plină. Ai lăsat-o, Doamne, să ajungă ruină. A fost rai odată, cât Titu a trăit. Acum a ajuns iadul pe pământ. O, Doamne, Doamne, ascultă ruga mea și ai milă, Doamne, de Iugoslavia. O, Doamne, Doamne, ascultă ruga mea și ai milă, Doamne, de Iugoslavia. Serbi și albanezii și-au de împărțit cât a trăit Tito cu tot s-au iubit. N-a contat că-s ortodoxi sau că-s musulmani. Acum dintr-o dată s-au trezit dușmani. O, Doamne, Doamne, ascultă ruga mea și ai milă, Doamne, de Iugoslavia. O, Doamne, Doamne, ascultă ruga mea și ai milă, Doamne, de Iugoslavia. Thank you.
și a venit în NATO ca să facă pace. Se mănânc cu avioane, dezastru și moarte. Asta este pacea de american, să facă din Iugoslavia un nou Vietnam. O, Doamne, Doamne, ascultă ruga mea și ai milă, Doamne, de Iugoslavia. O, Doamne, Doamne, ascultă ruga mea. Dă foc și pucioasă. Dă, Doamne, foc și pucioasă pe America.